Bună dimineața, Hristos să-mi ia, dragii mei. Miercuri, cald, frumos, 8 grade dimineață, soare, a venit vara, 21 de grade vor fi astăzi, soare, spuneam, și astăzi și mâine, se mai răcește un picuțele, poate, pe weekend, pe sâmbătă, pe duminică. Temperaturile însă sunt încurajatoare, 17-18 grade, așa ca o medie a temperaturilor diurne în următoarea perioadă și asta deja ne amintește că ne apropiem ușor-ușor de luna mai, pentru că deja astăzi este 26 aprilie. Și pentru că e miercuri, maestrul Mihai Chira, bună dimineața, este în platou, pregătit. Să nu pun, am niște aplauze din nou acolo, e excepțional. Mulțumesc. Hristos a înviat, adevărat, a înviat. Frumos, așa, elegant, plus pădărește. Da, altceva. Domnul Dorel, dar am sentimentul că sunteți împlinit. Da, n-am pot. Ați împlinit 25 de ani de viață. Ce? Viața administrativă. S-a văzut și ieri la ședința. Mulțumesc. Aoleu, sper să nu fac prostii parcii. Da, 25 de ani de... Desigur că da. Sunteți un om mare. Activitate legislativă. Consiliul l-a împlinit 25 de ani. Consiliul Județean de Activitate, de Administrație. De, putem să rămânem la activitate, de activitate. De activitate. Ca administrație, pe unele locuri mai rar, pe alte locuri câteva, mai des. Câteva peci pe acolo, câteva persoane, câțiva foști demnitari, să spunem. Dar ce-a fost ieri? De ce au fost așa puțini? Acum, dacă ar fi să mă întreb pe mine, știi, dar nu mai nimeni prin studio ca să întreb pe altcineva, mi s-a părut un pic făcută în pripă povestea. Și marța, din punctul meu de vedere, nu e o oră prea bună ca să-i adun pe oameni, ca să stea la ora 1 acolo, ca să mai mănânce eventual și un prânz. Mie, persoană, mi s-a făcut o chestie. Hai, repede, am bifat-o, 25 de ani, dă-te acasă, știi? Ce a zis domn Grozavu? Vrea 25 de ani? Ha, ia domn Grozavu ca să ți-ai și mata o bucurie, da, cu mandatul ăsta. Da. Cam așa a fost cred, în moment. Cred. Așa. A fost ceva de genul ăsta. Pe de altă parte, știi de ce? Pentru că n-am văzut niște figuri memorabile a Consiliului Județean Suceava. Eu recunosc în 1997 în presă. Dar 92-96 n-am prins primul Consiliu Județean. Probabil că au fost acolo figuri extraordinare, dar din 97 încoace chiar știu câteva figuri memorabile. De exemplu, îți dau rapid Oreston Ofrei. Deci eu mi-aduc aminte de Oreston Ofrei când făcea spectacol în Consiliul Județean Suceava. Era singurul opozant la Gavril Mârza. Gavril Mârza când era președinte în Consiliul Județean, 16 ani la rând. Nu l-am văzut ieri pe Gavril Mârza iarăși. Da, n-a fost Cătălin Nichifor care... Am văzut la nici pe Cătălin Nichifor. Oamenii ăștia care chiar au contat pentru Consiliul Județean Suceava. A contat și Gheorghe Flutur 4 ani, dar domnul Flutur este în momentul de față la al doilea mandat. Da, are 5 ani de Consiliul Județean. Pe când Gavril Mârza 16. Cumva a fost o poveste care mi s-a promis așa un pic, hai, forțată. Ca să nu mai spun, parcă nu l-am văzut ieri nici pe Dragoș Dănuianu. Dragoș Dănuianu, iarăși n-a fost. A fost două mandate, cred, nu? A fost vicepreședinte. Exact, vicepreședinte al Consiliului Județean, care în felul lui a făcut istorie. Deci omul ăsta cu Bacul a făcut din istorie. Eu cred că parte din ei au declinat, a fost la fel pentru o perioadă foarte scurtă, a fost și Alexandru cel mai Băișanu. Eugen Uricek, chiar și a fost vicepreședinte al Consiliului Județean. Eugen Uricek, din ce știu eu, întâmplător, cu totul întâmplător, când s-a purtat discuția cu domnia sa, n-a putut, pentru că efectiv a fost o poveste legată de slujbă. Omul este secretar de stat, dacă nu știai. Iar să-ți spun, de ce să faci marțea? Ce marți? Dar, spre exemplu, da, pe de o parte, pe de cealaltă parte, poate... nu știu, la ceilalți, din punctul meu de vedere, nu știu, nici Gavril Mârza și nici Cătălin Nichifor, cel puțin ei, dacă ies, îmi dau eu cu părerea așa, motivat de ceea ce fac, cel puțin Cătălin este deputat, nu, în Parlament, nu da, cred și că ieri ar fi căzut Parlamentul sau ieri a fost așa o dezbatere legislativă. Eu cred că a fost un boicot din partea PSD-ului, ca să lase numai pe domnul Frutuș. PDL-ul să se afirme acolo în plenitudine. Nici măcar așa, pentru că inițiativa practic a plecat și dorința a plecat de la fostul lor coleg sau de la colegul lor. Ce sentimentul că domnul Grozavu e foarte iubit în PSD și nu mai poate de dragul lui Grozavu? Nu știu, trag concluzia că nu. Ce-ai tu sentimentul ăsta? Acu' a fost idealul meu, e Grozavu. Bine, să meargă el atunci. Da, ca și dovadă că... acum trecând peste glumițe, peste Caterincă, domnul Grozavu este singurul consilier județean care a parcurs toate mandatele. El este, hai să nu greșesc, Doamne ferește, îmi cer scuze de la domnia sa de pe acum, el este istoria vie.
acestui Consiliu Județean. Deci domnul Grozavu s-a înființat, a înființat Consiliul Județean, da, deci Consiliul Județean s-a înființat cu domnia sa. Și a dat naștere, ca să zic a așa. A dat naștere și el în continuare este consilier județean. El în continuare este aici și poate, îi poate fi folosită experiența, în mare măsură. Și acum, între noi fie vorba, nu te supăra. O vezi și tu, o simți personal la multe ședințe din Consiliul Județean. Domnia sa când vorbește, ai sentimentul că e chiar de acolo. El îți spune clar. Când mergem la Zvoreștea, când mergem pe ulița aia, nu mai facem la Căminul ăla cu toată, că l-am finanțat noi suficient în 1998, i-am dat bani primarului. Adică chiar e arhiva Consiliului Județean Mihai Grozavu. Și pe lângă Consiliul Județean a fost două mandate, sper să nu greșesc. Vicepreședinte. Vicepreședinte al Consiliului Județean. Subprefect apoi. Adică am văzut acolo și oameni care la un moment dat au trecut prin demnitățile astea, l-am văzut pe... cred că pe Mihai Steciuc l-am văzut. Da, pe domnul Steciuc, da. Eu m-am bucurat enorm, Clauze, pe domnul ăsta. Da, știi cum se spune între prieteni, știi? Mișu Steciuc era acolo, era fostul, unul din prefecții primei, să spunem, prefecți de după nouă, cel care conducea destinele PSD-ului. Domnul Băncescu? Domnul Băncescu. Domnul Băncescu a fost o figură memorabilă. Emblematică, și emblematică a județului. El a dat naștere... a semnat certificatul de naștere al PSD-ului pe atunci și mi-aduc aminte politic discutând că el chiar a dat naștere omului politic Gavril Mârza, pentru că era o poveste aia cu PDR-ul, cu așa mai departe. Multe, spuneam, multe figuri importante acolo, chiar multe figuri importante, oameni care au putut să vină și probabil oameni care n-au putut să vină, motivat, nu știu, de vârstă, de regulă, pentru că vorbim totuși de 25 de de ani. Eu personal în condițiile în care, știi, mai e încă o poveste, ai văzut, erau și 29 dintre foștii consilieri care nu mai erau, au trecut în eternitate, dar era o regulă la vremea respectivă, acum s-a mai dus, dar era o regulă la vremea respectivă că nu puteai să fii într-o demnitate de asta dacă nu aveai o vârstă, pentru că vârsta însemna și experiență, adică mă tinerel, așa, nu prea chiar făceai foarte mare, foarte mulți puriți, să spunem. Mi-aduc aminte că era într-adevăr, dacă ții tu minte, doamna Usachi, Maria Usachi, care se certa cu Orestă Nufrești, se certa cu Gavril Mârza. Au fost povești extraordinare în perioada aia, 96-2000, 2000-2004. Era ceva spectaculos, crede-mă pe cuvânt. Dar îmi pare rău că nu l-am văzut pe Orestă Nufrești. Da, cine știe, poate... Ați fost doar voi între voi. Dorel, ați fost numai voi între voi. Dați-o naibii de treabă. A fost foarte multă lume. A fost chiar foarte multă lume. Stella Catrine, una dintre... Doamna Catrine. Da, iar și o figură destul de interesantă în Consiliul Județean. Nu i-a dat nimeni nicio șansă. Și doamna Catrine, da, nu i-a dat, nicio șansă și uite, doamna Catrine a fost o figură extraordinară. N-a știut să facă politică, în schimb, domnia sa. Domnia s-a știut să facă administrație. Este economist, e economist de formație și pentru asta a făcut ceea ce știa să facă. Și mi-e pare rău că am ratat-o pe doamna Catrine ca și personaj politic, pentru că, de ce spun că îmi pare rău? Cred că aș fi putut identifica la domnia sa lucruri pe care, în momentul de față, la actualii politicieni, nu prea le mai găsești. Și tare îmi pare rău, spun ce zic, deci ne mărturisim unul altul. Da. Și tot cinstit te spun că săptămâna viitoare, am spus-o ieri la știri, la Bucovina TV, mă gândesc foarte serios să convoc colegii din mass media care o să vrea să acheseze la idee, să sărbătorim 25 de ani de când vă suportăm pe dumneavoastră Consiliul Județean Suceava și facem o acțiune. Și ne invitați și pe Nu, vă suportăm de 25 de ani cu hashtag rezistăm. Ca să fie treaba bună. Să știi că poate nu era ideea, poate ar fi să facem o acțiune comună, să spunem că ne suportăm, știi? Unii pe alții. Ne duri pe alții, știi? Dar a fost frumos de partea domnului Flutur, că ieri i-a chemat pe toți la un prânz, la un șpriț de lucru. Una peste alta n-a fost o sărbare rea. Păcat că s-a trecut cam ușor peste povestea asta, adică s-a bifat zang, 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 ne vedem la șpriț. Unde? Toți se întrebau în sală unde, vă spun acolo, hai. Adică se vede că a fost făcută pe repede înainte, știi? Hai. Îți dai seama, chemă 100 de oameni acolo, 150 câte erau în sală și începi să le dai diplome. Nici măcar nu le-a dat domnul Flutur, le-a dat cineva din Consiliul Județean. Fiecare ieșea să-i cum vă numiți, hai să vă dau o diplomă, să căutau pe acolo. Adică s-au văzut că n-a fost ce trebuie. Hai. Deci eu nu cred că domnul Flutur nu poate mai mult, crede-mă pe cuvânt. Adică, dacă era să facă domnia sa, ieșea ceva de scriau zeale, de rupeau zeale în două. Dar tocmai stabilisem de la început. Nu, n-a fost ce trebuie. De cine s-a ocupat de organizare, totuși, știi? Nu știu, adică cine s-a ocupat, dar clar e că... Și a fost, ca să citesc din Mihai Grozavu, a fost apartinic, nu? Cred că îi aparține cuvântul, ei domnia sa l-a folosit, a fost o...
o emulație așa apartinică, nu s-a vorbit de partide, nu s-a vorbit de... Deci cel puțin asta a spus-o Mihai Grozavu, care spune că este foarte iubit în PSD. Nenea Ghițea, ai fost acolo ieri? Nu. Nici măcar tu nu crezi chestia asta, nu? Deși n-ai fost. Nenea Ghițea nu cred. Pentru că e apartinic... S-o dăm pe aia dreaptă, da? S-o dăm pe aia dreaptă, adevărată, din iulie se măresc salariile, a spus-o Olguța, e clar, e gata, a depus-o la Senat, la Camera Superioară, pentru că acolo se discută povestea asta în primă fază. Până atunci însă ai văzut că s-au mărit lefurile, cel puțin ieri. Iar vi s-au mărit bani? Lefurile, da, asta e viața. Da. Primari, viceprimari, primari, viceprimari, președinții de Consiliul Județean și vicepreședinții, li s-a mărit leafa din luna aprilie, cel puțin asta spune legiuitorul. E vorba de ordonanță de urgență care a trecut marți de Camera Deputaților, ordonanța 9/2017, dar care va avea viață scurtă, pentru că din iulie oricum se modifică, adică până în iulie funcționează, din iulie încolo va intra cealaltă lege care face dreptate, ca să spun așa, în rândul a tot ce înseamnă zonă publică. Cel puțin asta spune tante Olguța. Va fi sau nu așa, vom vedea. Certe, am văzut niște cifre legate de bani, de cum stăm, de ce s-a întâmplat, de cum s-a întâmplat, și există o oarecare temere legată de venituri, de bani și dacă vom reuși să facem ceea ce, mă rog, vorbim la general, dacă vor reuși să facă ceea ce și-au propus și vor reuși să susțină, ce părere ai, va fi sau nu va fi, nu suntem noi macroeconomici, dar măcar așa, la modul, facem un business, încercăm să trăim, îl mărim așa un pic business-ul și o numim business-ul România, și ne punem întrebarea dacă va merge sau nu. În condițiile în care ne împrumutăm în fiecare zi pe piețele financiare. Nu vreau să fiu nici ipoclin, nu vreau să fiu nici părtaș cu tine. Dar nici nu trebuie să fii, pentru asta suntem aici. De împrumutat ne împrumutam, am împrumutat în toate guvernele și ăsta încă se împrumută puțin față de ce se împrumuta domnul Cioloș. Asta așa, ca by the way, ca cifre. Nu asta e important. Nu e important de cât împrumuți, cum împrumuți. Important e, cum spuneai și tu, dacă reușești să-ți faci mecanismul de asemenea manieră încât să nu conteze costurile foarte mult și să ai venituri suplimentare, ca să, la final, când tai linia, să fie și un pic de profit. Cu toate că sistemul bugetar nu presupune profit, presupune să rectificarea sumelor pe pozitiv. Ei, doar în termenii ăștia putem discuta, Dorel, și tu știi foarte bine, cunoști legislații, cunoști viața economică și micro și macro, dar cel puțin la nivel de județ știi cum stau lucrurile. Nu e așa de simplu. Și știi și tu că nu e așa de simplu. Pe de altă parte, la fel de bine știm amândoi că anumite momente de push-up, ca să le zic așa, pot ajuta foarte mult. Este clar că se poate întâmpla, da? Două variante, două scenarii putem lua în considerare. Unul care ne ducem în cap. Nu merge și merge. Sau da? Merge și nu merge. Și hai să spui, bun, și acum ce? Unde suntem? Deci suntem extraordinari, ne mai ducem în cap, da? Așa. Sau spui, bă, ce? Te cam mers, știi? Câteodată, da. S-ar putea, dar doar pe baza unor analize a unor experți, s-ar putea să trebuiască să iei o decizie de asta îndrăzneață, da? Absolut îndrăzneață. Pentru că știi ce se întâmplă? Vin experți, vin economiști, vin juriști, vin sociologi și spun, nu va merge. De ce? Pentru că până acum nu a mers. Pentru că oamenii vor acționa așa. Ei nu știu. Și ei își dau cu părerea. Bănuiesc, pe baza unor comportamente trecute, spun că vor face oamenii în felul ăsta. La da? Fel, li se întâmplă și guvernanților și ei își dau cu părerea. Corect. Dacă va merge sau nu. Corect. Dar de-aia sunt guvernați, pentru că sunt mai deștepți decât noi. De-aia tu ești în Consiliul de Seamă, pentru că ești mai deștept ca mine. Ce ți-am făcut, Mihai? Nu, dar zic așa, by the way, ca să nu deranjez discursul. Ei, venind în contextul ăsta, niciun expert nu îți va putea certifica, garanta faptul că tu, dacă vei face asta, va merge rău, pentru că știi ce se întâmplă? Există momentul ăla în care, de bulă, știi? Iese bula de undeva, e o poveste în pescuit, se formează o bulă de aer undeva și când ajunge sus se face mare, imensă. Dacă e pozitivă, n-ai de unde să știi. Și s-ar putea întâmpla să fie pozitivă, să spui, băi, ăștia sunt nebuni, dar uite că au mers, le-a mers. În niciun caz nu este legat de faptul că va ieși și va merge. Temere legată de faptul că nu va merge. Și cam cât de, vom merge noi de aici înainte. Temerea tare vom merge în cap. Da, se poate să pentru că temerea că lucrurile vor merge bine nu există. Toată lumea și-ar dori, trebuie să fim realiști, toată lumea și-ar dori ca funcția, ca povestea asta să funcționeze.
cred că aparține, chiar ca să-l citesc pe Grozavu, toată lumea și-ar dori ca lucrurile astea să funcționeze și să meargă. Numai că acei specialiști care spuneau, tu și dintr-o parte și din cealaltă, se bat pe cifre. Ei zic așa, ca și noi acasă, știi? Am 3 lei și fac cumpărături de 5. Bă, tată, de unde la copăr? Păi mai am de încasat 2 dintr-un știu unde și dacă mi-i dă, fac și așa mai departe. Și astea intră în mecanismul ăsta economic, în previzionarul ăsta economic, să spunem, și îți propui să meargă și așa mai departe. Să sperăm că merge. Dar vezi, la pachet, pe de-o parte, l-am văzut doar pe al nostru primar Lungu, avem azi conferință de presă, apropo. Domnul Dorel. L-am văzut pe Lungu, spunea ceva de un proiect trecut de Șaideh. Dar n-am văzut și altele. Am să vă cert personal cum domnul Lungu, că nu știți că domnul Lungu merge cu fratele său, Gheorghe Fluturi, fratele său politic, că-s frați. E mâna dreaptă. Domnul Lungu e mâna dreaptă politică a domnului Fluturi. Nici asta nu știi. De sâmbătă. Dar cum nu știu, dar eu... Mâna stângă e domnul Bălan, mâna dreaptă e domnul Lungu. Ați fost acolo, sunt primit. M-am gândit că ați pierdut în momentul. V-am văzut acolo, erați în... Sigur că da. Erați în creație acolo, Eu eram colportor acolo. Dumneavoastră ziceați, eu ziceam mai departe. Ei, domnul Lungu cu domnul Flutur, deci frații politici, sunt la neamț, din câte știu eu, după bani. După bani pe acel proiect cu drumul de la Iași, care este la Agenția Dezvoltare Nord-Est, sper să nu greșesc, de la Neamț și de acolo se așteaptă. Mai e și o prezentare, ceva de genul ăsta, a proiectelor. Spuneam de proiectul ăsta pe care Sevil Șaideh l-a aprobat pentru Suceava, cel cu canalizarea, cu nu știu ce, Rădăuți cu județul Suceava. Rădăuți și Fălticeni, județul Suceava, da. Rădăuți și Fălticeni, și asta spune de ce Rădăuți și Fălticeni, nu? Sau deja știm de ce Rădăuți și Fălticeni. Eu nu știu de ce. Bănuiesc că era singurul proiect defus. Singurul proiect de asta știam eu. Care era eligibil, nu? Care era eligibil. Pentru că domnul primar de la Gura Humorului n-a trimis documentația pentru sinistrați de acolo și uite că n-ați putut să dați bani pentru necăjiții de la Humor. Cu totul și cu totul întâmplător, cei doi primari sunt la PSD. Colegii domnului Șaideh. Dar asta este cu totul întâmplător. Deci nu este în are... Asta nu e întâmplător. Asta a vrut electoratul. Nu. Ei nu sunt întâmplători primari. Cu totul întâmplător, proiectul vorbește de cele două localități păstorite de doi primari PSD. Dar ți-a explicat chiar și singurul proiect care avea toate actele în regulă. Am înțeles. Tocmai că am înțeles-o. Deci am la argumente... Dar sunt absolut convins. A avut avize, documentație, a fost bun, a fost eligibil, a fost documentație, a avut ce trebuie. A avut push-up-ul ăla, știi, necesar adică piciorul în fund, asta vreau să spun. Dă-i, hai, dă-te înainte. Pe când celelalte nu, apropo de emulația economică. Dar vestea bună știi care, da? Două vești bune avem de sâmbătă încoace și aș vrea să le vorbesc cu tine, că tu ești singurul care poți să le... Tu le-ai și trăit. De când s-a refăcut frăția Lungu Flutur, mă gândesc, și l-am văzut pe domnul Lungu că zice că în sala asta sunt 4 candidați de primar, mi-a ieșit 3, unul nu mi-a. Mă gândesc, păi el era al patrulea, n-ați înțeles, care e treaba, cilea? Că au zis, sunt în sală 3, la naiba, bachi al 4 candidați la primărie, la naiba, zic, cam așa a fost. Eu mă gândesc cu groază cam cum va suna tandemul ăsta Lungu Flutur din nou, frăția aceasta politică, pentru ca domnul Lungu să devină senator de Suceava. Sunt foarte, foarte curios. Dar se vorbește de foarte mult timp, Mihai. Puțin 2 mandate. Dar de e prima dată când domnul Lungu spune, sunt în sală, vreau să ajut. Uite-te atent la discursul domnului sale. El spunea, și tu ai fost în sală, spunea ceva de genul că dreapta a dat întotdeauna candidați foarte buni sau cei mai buni candidați și a încercat să spună... Na, ești răutăcios. A zis-o foarte clar. Am un scop politic. Deci el a gândit-o foarte interesant. Deci la municipiu ca la municipiu. Alegerile au fost cu ușile închise, că asta e schema. Și era curent dacă se deschideau ușile pentru mass media, știi? Și era cam complicat. Dar la județ, și la județ cu ușile închise, dar să fie mai multe lume de față. Dar cu multă lume de față, știi? Formal ați făcut cu ușile deschise. Ei, ce a zis domnul Lungu din perspectivă de prim vicepreședinte al PNL-ului? Am un proiect politic. Proiectul lui politic a fost victorie PNL la sfârșit, cum a zis-o și la alegerile parlamentare. Sper să nu există o similitudine mai departe pentru activitatea domniei sale cu rezultatele de atunci. Dar a zis așa, vreau să recâștigăm primăria Suceava în 2020. N-a zis, vreau să recâștig primăria Suceava. Fii foarte atent la nuanțe. Dar era vorba de echipă, Mihai. Păi de-aia zic că e vorba de frăția politică, Cilea. Nu mai e...
Păi vorba deci, de echipa și de-aia politică spun, oare nu, oare nu domnul Lungu a înțeles că domnul Flutur va face lista în 2020 pentru parlamentare? Probabil că da, probabil că da. Și atunci însă, nu vrea să gândească în termenii domnului Flutur? Să știi că acest subiect a fost de cel puțin două, de cel puțin două mandate, se discută de plecarea lui Lungu în Parlamentul României și așa mai departe. Nu aveți, chiar oameni, pregătiți. Ba chiar în perioada 2012-2016, ca să vorbim așa, adică era aproape o certitudine, mai toată lumea spunea nu, o să mai candideze, nu. Și uite că a venit vremea și a candidat. Și Bașca a mai și câștigat pentru a patra oară, nu mandatul. Da, dar a candidat, și cred că, a candidat cred că la, cred tot că la... suportul PNL-ului și PDL-ului din județul, din municipiul Suceava. Și cred că, da, cred că la vremea respectivă, ți-aduce aminte, se discuta despre o reacție pe care a avut-o domnia sa, ceva de genul, mă pregătesc pentru al cincilea, al patrulea deja l-am. Mă pregătesc pentru al cincilea. Cam asta era, mă rog, cam asta așa în cuvinte puține. Cert e însă, da, spunea de cei patru, i-am socotit pe degete, nu l-am luat în calcul și pe el. Dar care sunt ceilalți trei? Eu l-am văzut așa, l-am văzut un Ovidiu Doroftei pregătit acolo, Hașovski. Am văzut un Lucian Hașovski pregătit în sală, am văzut un Ioan Bălan care este oricând pregătit și cred că dacă se implică domnul Bălan în competiția asta pentru primăria Suceava, domnul Hașovski și domnul Doroftei nu vor ezita să-l secundeze, să-l cu secundeze, nu să-l concureze la povestea asta. Și bineînțeles, îl avem pe inegalabilul această Cătălina Ponor al administrației municipale, domnul Ion Lungu, care le și câștigă pe toate. Nu știu ce ți-am spus. Am discutat, noi doi am discutat și săptămâna trecută. Singura poveste care, într-adevăr, va trebui să conteze mai departe este ce va face PSD-ul. Și dacă PSD-ul înțelege să joace politic așa cum trebuie, ca să câștige, dacă își propune. Iar lucrul ăsta vreau să spun, acum fac, trag spuza pe tărta mea, joi, seară, de la 17:30, la exclusiv 90 de minute, va veni nimeni altul decât inegalabilul tău coleg din Consiliul Județean, Dan Ioan Cușnir. Ioan Cușnir. Președinte interimar al PSD, cu care vreau să discut absolut cinstit și cărțile pe față, cât va putea domnul Cușnir cărțile pe față. Trebuie să fiu și eu colegul tău. Dar să știi că te sun. Te sun să intri. Să văd cam cum pui problema. Mulțumesc. Ai grijă ce dorești. Am înțeles. Păi, dar întotdeauna, știi, ai grijă ce povestești, pentru că s-ar putea să nu se întâmple. Dar să știi, asta e singura. Nu, problema nu e cu ce se întâmplă în PNL în momentul de față. Problema dacă PSD-ul știe să joace, are cu cine să joace cartea aceasta, asta are cu cine, important. Și se, adică, și înțelege cum funcționează sistemul. Pentru că, în momentul de față, PSD-ul sunt partidul eternul și fascinantul pierzător al alegerilor din municipiul Suceava. Da, banii din programul Rabla, spun specialiștii, nu vor putea fi accesați, spun cei de la guvernare, până prin iulie-august. Ministrul mediului se gândește la o posibilă suplimentare, avem acolo un secretar de stat care gândește la povestea asta. Nu funcționează încă programul Rabla, este foarte așteptat acest program Rabla de către cei care vor să-și ia mașini, doar că este să știe așteptat. Adică eu știu câteva pe aici, pe acolo, câteva voci care așteaptă programul Rabla. Păi până una altă, 5.000 de mașini au umplut străzile Sucevii numai în primul trimestru anului. Da. Vin mașini aduse mai timp și second hand. Când spui second hand, mă gândesc la fifth hand. Adică... Știi că în aceeași măsură, eu sunt absolut convins, chiar dacă Dragnea îl schimbă pe ministrul finanțelor Ștefan, Piero Ștefan, cred că se numește, și părat la justiție, dar vorbind de cel de la finanțe, eu cred că Ministerul Finanțelor și cred că acest guvern va pregăti pentru 2018 o poveste care nu va suna deloc bine, motivat într-adevăr de povestea asta a mașinilor aduse din străinătate, indiferent de noxele pe care le emană. Adică dacă sunt non-euro sau euro 5, 6, 4 și așa, știi? Într-o ordine aleatorie. Probabil, zic eu, că se vor inspira de undeva se vor inspira și ne vom trezi cu o taxă suplimentară. Pentru că taxele în România sunt la ele acasă. Problema nu este asta cea mai gravă. Problema este ce facem noi pe 9 mai. Că pe 9 mai o să auzim că se închide granița cu UE de pe partea Franței. Știi că e posibil să iasă un președinte ciudat acolo. Nici dacă iese Marine Le Pen. 7 mai sunt alegeri. 7 mai, dar pe 9 îți dă rezultatele și s-a terminat, s-a închis granița. Că gata. Marine Le Pen a zis clar, ieșim din Schengen, închidem granițele, vă pup, pa, pa. Sper că nu vrei să pun, am pus deja un pariu că să iasă Macron, mai am un pariu pe care invitatul tău de joi nu l-a dat. Păi am să te sun să-l să-i readuci aminte. I-am readus. El a învechit, asta a fost, el a învechit, știi, pariul. Deci, pariul el a învechit. Tu ai deprimit, cu alte cuvinte. Așa, da, ai deprimit, nu se știe când am deprimit.
La fel putem pune și așa, să spunem, politic, discutând un pariu despre ce se va întâmpla în Franța, Le Pen, în opinia mea, e o opinie, va înfrânge răsunător. Va înfrânge răsunător. Sperăm, răsunător. Pentru că e complicată povestea. Este. Am văzut că toate forțele politice, ai văzut, indiferent de unde vin, că vorbim de socialiștii lui Hollande, că vorbim de liberalii de Fion, de Sarkozy și așa mai departe, toată lumea s-a mobilizat în sensul electoratului, da, și a spus, băi, faceți asta. Vrei să fiu răutăcios mai departe la adresa României și la adresa Sucevei? Ce se întâmplă în momentul de față în Franța, se va întâmpla și în România în foarte scurtă vreme. De ce? Și eu vin cu gândul către județul Suceava. Și PNL și PSD, partidele tradiționale puternice, ce fac în momentul de față? Au închis ușile. Au închis ușile la nou. PNL-ul e clar că l-a închis la nou. Nu te supăra. Deci nu te supăra, poți să te superi. Aceiași oameni care fac același lucru vor să obțină rezultate diferite. Nu se poate. Nu se poate. Nici măcar o infuzie de nou nu aveți acolo. L-a spus pe Ovidiu Doroftei, purtătorul de cuvânt. Ha, 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 ha. Când o să aibă cu voi, Ovidiu Doroftei, să zică ceva din perspectiva domniei sale, să-mi spui și mie cuțul. Deci asta știi ce va face? Va radicaliza lucrurile în partea dreaptă, într-un fel sau altul. În partea cealaltă vine o altă poveste la PSD. Va veni în funcția de președinte un om care, în foarte scurtă vreme, se va pensiona. Da? Vine domnul Stan. Dacă tu ai sentimentul că cineva în județul ăsta se gândește măcar din PSD să-l schimbe pe domnul Stan, ești un mare visător. Nu, da? Exact ce se întâmplă la PNL este replica pe partea social-democrată la PSD. Va veni domnul Stan, va fi un Gheorghe Flutur al PSD-ului, PSD-ul va prinde, gata, e nevoie de disciplină, pumnul în masă, ce am zis, facem. Nu știu dacă e bine așa. Nu va mai exista dispută. Nu va mai exista... Vrei să spui că se va radicaliza... Exact și se stânga. Va radicaliza și... Obligatoriu. Obligatoriu. Dar știi, povestea asta cu radicalizarea într-o oarecare măsură a existat și există de cel puțin vreo două mandate, pentru că pe povești de genul... Dar nu neapărat radicalizat, dar pe povești de genul e nevoie de o alternativă, așa a apărut domnul Dan. Domnul Dan cel cu Zero TV a apărut și a luat 16% în... Și știi de ce a luat 16%? Amen? Pentru că nu a avut răbdare. Și n-a făcut-o din timp, el nu s-a gândit. Putea lua cu mult mai mult. Putea lua mult mai mult. N-a avut răbdare și a venit cu al de Steliana Miron, cu băi din ăștia care... Apropo, ce mai faci, doamna Miron? Ați băgat-o din nou în ecuație. Era acolo, mi-ai. Dar nu mai știu că... Și așa a apărut USR-ul, la fel în perioada asta, în 2016. Așa a apărut un Dacian Cioloș, așa a apărut USR-ul, așa a apărut... Așa vor apărea întotdeauna. Problema... Știi, extremismul, nu neapărat extremism, problema noului, dacă vrei. Așa la un moment dat a apărut PMP-ul lui Traian Băsescu, un Traian Băsescu care se bucura oarecum de o susținere, la un moment dat, nu știu, se juca undeva în 15-20%, așa, ca da, și... Când Traian Băsescu dar a pus mâna pe PMP, păi ți-au zis, bă, nu mai e PMP, e partidul Băsescu, nu vreau, mulțumesc. Dar n-a putut transmite mai departe povestea asta, știi, pentru că s-a chinuit la un 5% acolo ca să prindă parlamentul. Din perspectiva corectă, văzută a lucrurilor, ce se întâmplă la Traian Băsescu în partid e mai ok decât ce se întâmplă în PSD în momentul de față și ce se întâmplă în PNL. Ca să mai zic, în PNL la vârf, acolo tu ai emoții mari așa pentru luna mai, sunt convins. Da, toată lumea, toți avem emoții. Toți, nu știi? E foarte adevărat. Dacă vrei să mai rămâi sau nu vrei e să mai rămâi. E foarte adevărat, deci ideea este, vom vedea ce se va întâmpla. Știi, să așteaptă de undeva luminiță. E nevoie de o dispută ceva, în partid, știi? E nevoie să dai drumul partid la supape. Nu e nevoie să le îndepărtezi, știi, să le ocolezi, să le ducă în altă parte. Supapele alea, știi de ce sunt foarte periculoase? Pentru că ele sunt cu adevărat, alea sunt active. Se adună nemulțumirea acolo la cei care chiar fac ceva și vor ceva. Că pentru tine care ți-ai văzut atins scopul, nu pentru tine, Dorel Guliciu, pentru tine, Mihai Chira, care ți-ai văzut scopul atins, nu mai e niciun motiv să te apuci să faci scandal, să hai să mai facem ceva. Bă, nu-ți ajunge, mă, ce mai vrei? Te-am pus și în Consiliul Administrației la aeroport, te-am pus și la spital, te-am pus, ce mai vrei? Păi nu, că aș simt că se mai poate. Păi, înțelegi? Adică, ceilalți care vor din urmă... inegalitățile astea sau inechitățile din cadrul partidului pentru membrii care chiar simt că au făcut ceva duc la radicalizarea unei anumite aripi. Și să știi că aripile alea, în general, se unesc natural. Vezi foarte bine. E adevărat, însă, discutând de ce se poate întâmpla în partidele politice, experiența, ca să vorbim așa, știi... Bun, în cazul meu, la mine doar gargara. Ultimilor ani a dovedit că lucrurile funcționează la modul cum funcționează astăzi. Suntem, mi-aș dori și eu ca lucrurile să poată funcționa altfel, dar asta însemna să nu fi trăim în România. Luăm publicitate, dragii mei, ne reîntoarcem. Povestim.